Oare ce a provocat această stare? Oare ce l-a adus pe Domnul Iisus Hristos în această stare de tulburare? A fost oare gândul doar de suferință intensă? De tortura fizică care urma? A fost doar gândul la cuiele care urmau să-L străpungă? Toate aceste lucruri sunt oribile. Dar dacă doar atât vedem, în ceea ce înseamnă suferința Domnului nostru Iisus Hristos la calvar, atunci nu am înțeles magnitudinea durerii și profunzimea suferinței Domnului Iisus Hristos. Suferința care îl turbura pe Hristos era, da, una fizică, dar era o suferință de perspectivă spirituală. Crucea este mai mult decât un instrument prin care un om inocent a suferit o tortură fizică. Crucea este instrumentul prin care Dumnezeu a hotărât să aducă la împlinire o pedeapsă mult mai profundă, mult mai groaznică. Pedeapsa morții și pedeapsa separării față de bunătatea și prezența lui Dumnezeu care ar fi trebuit să cadă asupra fiecăruia dintre noi. Este instrumentul prin care acest decret. Această pedeapsă, această osândă a fost adusă la împlinire asupra persoana Domnului Iisus Hristos. Și în același timp este instrumentul prin care mântuirea noastră minunată a fost realizată.